tare mult. Ia față în față cu Popo Visele, dar Ezul frumoasă această trecere. Acum centră! Ban. Pe Ia, Mise Sexy. A oferit prea puține argumente în această partidă. Vedem și pe Fani. Să se opună Constantin Grecu. Ciobanu, Coman, minge recuperată însă de Diav, atenție la contraatacul lui Șerci. Să vedem dacă nu cumva mai marchează Sepsi pe acest contraatac. Isatio, senegalezul, intră în centru. Se chinuie Brăila să ajungă la poarta adversă, dar degeaba. Minge pentru Hodnoghi. Isatiao cu capul, foarte bun acest senegalez. De aici, de la Suceava, excelent Huiban, o piruetă acolo și scoate balonul la Isatiao în dreapta, luat tare de drugă, va fi cartonaș galben pentru Constantin. În acea poziție Manole, el centrează, Otavu respinge, Isa, un dribling și apoi ușor în teren. Arnali, Huiban, Huiban nu are pe unde să tragă, Tiar șutează și boxează Râmnicean. Satia. Oh, ce pas interesant aici, ataca acea zonă Laurențiu Buș și Satia. Uitați, nu au nicio șansă să colaboreze. Dinamo până la urmă extrem de pragmatică cu Hodnoghi și cu Nicolici în același timp. Între timp o centrare, Dima alunecă, dar găsește o cale de a respinge din fața lui Rivaldinho. Mai departe pentru Astafei, accelerează victoraș Astafei, îi trimite lui Tiav, frumoasă această manevră a lui Tiav. Pasă la firul ierbii, precisă pentru Tiav, din nou alunecă. Ia Tiav, dar totuși trece de Kazan, centrează pe jos, ce a făcut? Pieze pe jumătate. Patrick Petre, o preluare bună a lui Patrick Petre, Isatio, excelent trecere. Lăbuit pe Akaki. Chiar din ar fi apelat la această improvizație cu Stai. Nu se poate spune că stă rău, Sepsi. Pe primele 5 unde am vins campioana, trimite Tiav în dreapta. Iogu, care debutează în acest sezon, crescut la Hunedoara. Curat, ocupă pasă excelentă la Tiao. Tiao rămâne în careu, Tiao cu o tehnică foarte bună centrează pentru este făcut de Nicolici. La urmă Penedo reușește să degajeze. Iau poziție regulamentară lui Hodnoghi. Oportunitatea acum de contraatac, ia cu o diagonală pentru Hodnoghi, căpățâni. Satiav, cea în Liga a 4-a, așadar abia acum 5 ani. După 2 ani, în 2014, ajungea în Liga a 3-a. Sebastian Ghinga. Isa. Trece ușor Isa de Manea. Isa în spate, culatul burt. Nou greu, aceeași zonă de acțiune. Prefer acea parte, cei de la Puiuș. Aici o preluare elegantă a lui Dumitru Muntean și până la urmă e deposedat Isa. Trece elegant de Kindri și în prima fază. Alti, Petre, cade Petre, Curtuiuș, anticipat de Dințului. Ocazie mare pentru Uta. Tio, Tio, dribbling-uri elegante. Isatia.
Liga 1, terenuri foarte proaste. Acum Tiao de carul lui Sepsi, centrează în fața porții, vinge respinsă de acolo de Onicaș. Lugă! Interiorul terenului, Doru Dumitrescu, dacă profită Ilfoveni, Tudorie, mingea a trecut de Marinescu, Paul, clar. Acest meci, Urlacu reușește să intercepteze, Hadnock deviază excelent pentru Tiau, așteaptă Petre, pasă bună Petre. În titră, viitorul 1-0, un atac promițător, Tiau scapă în partea dreaptă, poate să-i paseze lui Hadnock, trimite, însă mingea este... Manea pentru Culio la 25 de metri. Culio, excelent Tiorio. Tată, Mutu este cu balonul la picior. Cerlincă, atacat de Tiao, balonul mingea rămâne în joc. Preluarea lui Steliano Filip, Isa Tiao, nu e fault aici. Corner. Gaz metan. Intrare pe colțul scurt. Era pentru Anton, scoate pentru Rivaldinho, nu reușește să paseze înapoi pentru 15, cele două finale de cupă. Mă rog, o finală de cupă a jucat-o în tricoul Rapidului, cealaltă în tricoul Astrei. Și l-am văzut și pe polonezul Piotr Polciak, el debutează astăzi, nu a jucat în partida cu Jira. Un sfert de oră, voluntariul l-am scris de 5 ori. Între doi adversari. Pune corpul Tiao și nu-l lasă să treacă acolo. Excelent! Isa Tiao. Este centrări ale lui Ișvan Fiulop. Tiao respinge. Dinamo degajează Penedo. Rămâne fără punct în fața lui Vasile Miriuță, Eugen Neagoe, a patra înfrângere în duelurile directe. Încă două minute, Sepsi în superioritate numerică. Cătura lui Olympique Marseille, Lel Omrani, sezonul trecut a marcat 5 goluri pentru CFR Cluj. Respingem Mladen, apoi Tiar, apoi Ursu, Ginga, Dumbrava, Petrovic,